Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare oameni buni, eu sunt Cătălin Striblea, alături de mine Laurent Balint, boții, om de marketing. Bine ați revenit la Out of the Box. Cred că majoritatea dintre voi știu cu ce ne ocupăm aici. Luptăm împotriva clișeilor, a ideilor înrădăcinate, a locurilor comune și încercăm să ne punem, cum ar spune englezul, și în papuci altora. Avem și noi expresie pentru asta, nu? Pune-te în locul meu, pune-te în pielea mea sau... În pielea altă, da. În pielea da. altuia, cam ceva, de, cam ceva de genul ăsta. Iar astăzi am ajuns la discuția despre două clișee foarte dragi, nouă, doar în România, e unul dintre ele, nu? Aș zice că o discuție despre niște trigări declanșatoare, așa, care scot din noi uh, uh, niște reflexe nu neapărat sănătoase și care poate ne fac să ne trezim dimineața mai puțin uh, fericiți și să apreciem mai puțin ceea ce e în jurul nostru. Iar <laughs> da. pentru mine asta, că bă, doar în România și lumea de astăzi nu mai este ceea ce era odată, sunt două lucruri ca efectiv. Da, 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 da. S-a schimbat lumea, nu mai. Pe vremea noastră exact. era mult mai bine. Și aici, Boții s-a gândit să vă dea câteva exemple, o să le luăm rând pe rând, care să vă arate că păi, lumea nu se schimbă, dar că percepția noastră că lucrurile merg mai rău ne amărăște viața. Dar lumea, în general, are aceleași obiceiuri bune sau proaste de câteva mii de ani. Cât de des auzim noi în timpul unei singure zile plângeri legate de. în ziua de astăzi nu se mai apreciază valorile, în ziua de astăzi doar să fii celebru, doar să fii vedetă, da. doar lucrurile astea și unde sunt vremurile în care se pune accent pe valoare, pe... De ce nu lucruri? dați, domnule, intelectual la televizor da, numai exact. ăștia cu manelele, da. numai vedetele astea de carton, da? da. Da. Așa și? și aici da, așa. Uh, o să invit ascultătorii la un exercițiu, nu neapărat aici pe tine, pentru că deja am făcut cu tine da. acest exercițiu. Este, hai să ne gândim un pic la Italia renașcentistă Da. Și care sunt uh, familiile din Italia renașcentistă care vă vin în minte? Da, în eu am făcut exercițiul ăsta seară cu Alina și am zis, zici-mi, o familie din Italia renașcentistă și al a zis, Borge. Așa simplu, da. Este, e, când întreb familii, mai multe familii, este Borgea sau de medici. Astea sunt cele două care apar, mamă, în toate discuțiile pe toate oamenii pe care i-am uh, promptat. Dar surpriză! Nu sunt nici cele mai importante, nu sunt nici cele care au lăsat uh, cea mai puternică moștenire. Uh, avem familii ca Sforța. Avem uh, Visconti, Este, Orsini, Farneze. Sunt oameni care, timp de secole, familii care timp de secole. Au fost implicați în cultură, au făcut lucruri fantastice pentru comunitatea lor, pentru artă, pentru cultură, dar care încet, încet au dispărut în timp și care nu sunt atât de cunoscute. Cine sunt cele cunoscute? Despre care știm noi toți? Borgia și de Medici. De ce? Păi ia să vedem. Nu cumva au niște scandaluri mari, niște bârfe, niște amantlăcuri, niște crime, omoruri, o travă, niște manipulări ale situației politice, au un comportament ostentativ nu cumva au forțat să se spună povești despre ei care să-i avantajeze în contextul respectiv și descoperindu-i din istorie că toți ăștia au rămas adică... să nu spui că Borgia sunt Kardashians sunt Kardashians, ba da, ei sunt Kardashians și au fost Kardashians de la momentul <laughs> respectiv dar ei au rămas în istorie, despre ei s-au scris cărți, despre ei s-au făcut filme despre ei vorbim și îi știm astăzi atunci noi când ne plângem, mamă ziua de astăzi este doar despre celebrități aha, uh -huh, ok Hai da. să respirăm, hai să ne uităm uh, în istorie și când o să te uiți în istorie o să descoperi nenumărate exemple. Altul, mai dăm al, Altul alt Este, clișe. Am folosit și eu la început trigger este da. unul dintre trigger-e declanșatoare, declanșatoare da. exact. Da. Lumea de astăzi nu mai este ce era odată, este un trigger pentru mine, este vorba despre englezisme și cât de nasol este când oamenii zic research, da. marketing, brief. Uh, uh, uh. Așa vorbim, da. da. Astăzi deja nu mai avem respect pentru limba română, nu mai avem tot. Uh, Hai să, care au fost ultimele cuvinte ale lui Cezar în momentul în care a fost asasinat? Da, și tu, fiul meu, da. Uh, și, și tu, Brutus. Și da. tu, Brutus. Brutus da. uh, e tu, Brutai a fost și tu, Brutus, uh, Shakespeare. Uh, majoritatea istoricilor însă au o părere diferită. Ultimele lui cuvinte a fost și tu, copile, doar că spuse în limba greacă. Da. Chiesi, chiesi tecnon. Da, asta spune Suetoniu, da. Suetoniu are această mărturie că Cezar ar fi zis da. în greacă. în greacă. În greacă vei, da. Nu era latin, era roman. Ia, dacă nici Cezar nu era latin, dacă <laughs> nici Cezar nu era roman, atunci ce să ne spunem? Și în timpul Imperiului Roman erau discuții despre faptul că folosim prea multă greacă, folosim uh, cuvinte, lucruri care nu sunt latine, hai să fim mai pure, hai să fim tot. Deci vorbim de acum 2000 și ceva de ani aceleași discuții, aceleași plângeri pentru noi. Dar cum ar fi dacă noi astăzi, în loc să zicem bicicletă, am zice echivalentul în franceză? Sau abonament, sau bibliografie, sau șampanie, sau patinoar, sau chibrit, sau batistă? Dumnezeule, cu ce ne deranjează uh, batistă? El este din franțuzesc cu batistă. Dar cum ar fi să vorbim? Uh, de aici eu sunt destul de apropiat de domnul Pruteanu, la un moment dat care sugera să avem totuși un efort de a româniza niște cuvinte. Deci le putem folosi în continuare, dar mie mi se pare interesantă ideea de a le româniza și de la marketing. Capa E, marketing? Sau marketing. De ce să nu scriu cu CH? -C? Marketing. Ah, este nu m-aș băga aici, dar aș vedea mai departe niște clișee. Deci, dacă mai un, că... un alt clișeu este acum de, tot circulă pe Facebook, în social media, mamă, panică, uite bărbații din ziua de azi poartă pantofiuri cu zoc. Că că, da. Ce, ce bărba... rap, da. Ce bărbați sunt ăștia, los de la câte prezentare de modă. Exact, da, mamă s-a dus, da. nu mai sunt bărbații din ziua de azi, dar, Uite, am fost vara aceasta la Paris, am trecut un pic pentru muzeu, m-am uitat fascinat la Ludovic al XIV-lea probabil unul dintre cei mai puternici monari din istoria omenirii, frumos, pantofiori, cu toculeți, ștrampi, fustiță, rochiță ce-o fi fost la el, perucă, hei, este unul dintre cei mai puternici bărbați din istoria, moda vine, moda trece, că e toc, că e fără toc, Dumnezeule, ce importanță are, lucrurile fundamentale nu se schimbă, altul, mamă, asta ne place foarte, foarte mult agitație. Agitație, da, lumea de astăzi e foarte obositoare. Da, lumea de astăzi este foarte obositoare. Traficul este infernal, nu mai avem uh, răbdare, tot timpul suntem cu ochii în televizor, tot timpul suntem cu ochii în ecrane. Informația da, vine, te caută, da, sunt notificări deci te Nu mai avem liniște, nu mai avem pace Ce bine era odată, ce bine era acum 20 de ani, acum 30 de ani, acum 40 de ani Că acum ai și detoxuri de informații Sau sunt hoteluri care îți propun da. să nu ai internet Am fost da. eu recent acum și azi, aici găselnița noastră este că nu aveți da. internet cât stați la noi da. să Doar că detoc. iarăși ne place să ne răsfățăm că lumea de astăzi este specială Că ceea ce trăim noi astăzi este deosebit de tot. Și iarăși ne place să zicem, ce bine era înainte. Și părănesc acum ai un fragment... Da, să... mi-ai spus tu să mă uit la un fragment de film. din da. Al patrulea stol este da. un film românesc din 1978. Și hai să ascultăm o ce discuție zice? între un bărbat și o femeie la malul mării, amândoi aflați într-o vacanță de patru săptămâni la malul mării, în binăvară, 1978, 78, da? 1978. Ata ești tot ce-am detestat eu mai mult în viață. O fată deșteaptă, groaznică specie, obositoare, vorbește mult, vede tot, vrea să fie ironică, vrea să pară teribilă. Nu, dumneata vrea să pară teribilă. Eu nu vreau nimic. Eu sunt un om leneș. Altfel cum se cade, nu? Da. Sunt cum se cade 11 luni pe an. Dar am și eu luna mea de fericire, luna mea de lene. Vacanța? Da, vacanța. Alții se aruncă în mașini, se duc la Sinaia, se duc la Mamaia, se duc să vadă Vezuviu, turnul Eiffel, să se îmbulzească, să obosească, să transpire. Eu stau, mă uit mare și n-aștept nimic. Crezi că eu... Dumneata te agiți, vorbești, repar telefoane. Ești într-o veșnică mișcare, o veșnică așteptare. Ce aștept? Credeam că am descoperit o insulă pustie și ați dat voi buznă. Și dacă noi venim mai de mult aici? Poate nu aveți bani destui să vă duceți la eforie, la mamaia? Da, Uite, telegrafie da. sunt și vă dau eu. Țin neapărat să scap de noi. Pentru că atentați la liniștea mea. Preparați televizorul pentru că am amețiți dacă nu știți cât e ora exact. <laughs> Uite că eu nu vreau să știu ora exact. Măcar o lună pe an să nu știu ora exact. Deci, încă o dată, 1978... 1978, <laughs> România comunistă, care erau agitație și... <laughs> erau două ore de program TV da. da, și omul se simțea agresat de valul de informație. De agitația de la Sinaia, da. agitația de la Mamaia. <laughs> este reparați televizorul pentru că am dacă nu știți ora exactă. Da, da, da. Pentru că dincolo de dis -ă, discuția aceasta în film, el strică televizorul, pune o lampă greșită, da. uh, strică radio strică telefonul pentru ca să aibă și el momentul lui de liniște, cele patru săptămâni de concediu <laughs> să fie doar el, că nu mai face față, adică vrea și el liniște. Fabulos, în 1978, după părerea noastră, ne întâmplându se nimic, pentru că astăzi ești agresat de notificări, de telefoane, de ecrane, de imagini, informația vine da. peste tot, viteza vieții este da. considerabil. Eu acum mă plâng, nu? considerabil modificată. Eu nu iau este... câte plânge, eu iau doar că vorbești despre realitate. Aceasta da. este da. realitatea în, în care trăim. Dar uh, asta nu înseamnă că în urmă cu 40 sau 50 de ani oamenii nu aveau aceleași reacții, nu simțeau același uh, lucru. Uh, cred că am putea să respirăm mai mult, să luăm lucrurile ca atare, să ne bucurăm de lumea în care trăim, că este singura lume pe care o vom avea, este singura viață pe care o, o, o vom trăi. Uh, și iar și nu ne mai răsfățăm atâta, că, mama, acum suntem atât de special și că acum sunt lucrurile atât de rele. Dacă ne-am duce în timp în urmă 45 de ani, cei care sunt nemulțumiți astăzi de agitație, de antold, de festivaluri, de ceva, erau nemulțumiți și când se făcea horă în sat și era, mama mea, ce trâmbălău și veneau oameni din toate satele și era agitație și rămânea și murdărie după... Uh, deci dacă dai este... de parte, de parte clișeele, uh -huh. atunci s-ar putea să, să fii foarte câștigat. Uh, cred că da. Da, asta e concluzia acestei uh, emisiuni. Dacă e ceva de adăugat, uh, da, spune sunt, acum. Sunt foarte multe lucruri. De, uh, zidul uh, lui Trump, aveam zidul lui Traian, aveam zidul lui Adrian, aveam zidul chinezesc, uh, avem uh, corupție, avem 2500 de ani de corupție, dictatori, avem... 2, lumea continuă, trăim într-o realitate uh, și hai să ne bucurăm de -a. Mulțumesc tare mult, Loran Balin. Ne întoarcem săptămâna viitoare cu alte concluzii surprinzătoare despre lumea în care trăim. Mulțumesc încă o dată și spor la treabă. Mersi Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.